Hei dragilor, bun găsit vă spun și astăzi pe canalul meu parfumat de YouTube. Astăzi am pentru voi un top 10 al parfumurilor mele preferate pentru primăvară și aici mă refer la categoria celor de nișă, pentru că mai există pe canal recent adăugat un top 10 al parfumurilor de brand preferate de mine în această primăvară. Așadar, primăvara eu prefer foarte mult floralele foarte luminoase, aerisite, apoase, care să mă facă să mă simt așa cum e și vremea de afară, radiantă, zâmbitoare, optimistă și vreau să împărtășesc cu voi alegerile mele. Așadar, pe locul 10 am plasat un parfum de la Montal, pe care îl dețin în colecție și îl iubesc, se numește Powder Flowers. Și este un pudrat foarte, foarte feminin, gingaș, elegant, superb, făcut, fără ud. Listează note tonka, osmantus, trandafir, dar să știți că nu se simt notele acestea. Se simte o pudră foarte intensă, o pudră plină, bogată, un parfum care miroase precum produsele Borotalco, dar înmulțit ori 10-20 de ori. Îmi place foarte mult să-l port primăvara, da, și pudratele sunt printre preferatele mele primăvara. Dacă cumva nu-l știți, e unul din cele mai frumoase de la Montal, cele mai feminine, cele mai puțin complicate și cred că s-ar putea să vă placă dacă iubiți parfumurile pudrate. Mie îmi place extraordinar de mult. Pe locul 9, un parfum de la Mansera, care se numește Roses Greedy și el se află în colecția mea acum. Îmi place și el foarte, foarte mult. Mansera este cumva înrudită cu Casa Montal, v-am mai povestit-o despre asta și îmi place foarte mult Roses Greedy pentru că este un floral foarte gureș, foarte intens, extrem de longeviv și de puternic, are un siaj amețitor, proiectează foarte, foarte bine, rezistă 12-14 ore pe piele și prezintă așa note florale combinate, trandafir și foarte, foarte mult mosc. Dar nu este un parfum doar despre trandafir, deși am fi tentat să credem așa, nu este un soliflor, este un parfum foarte bine închegat, cu note florale, apoase, gălăgioase. Mie îmi place foarte mult să-l port, bineînțeles în cantități destul de mici, pentru că așa cum v-am spus, ar putea să vă doboare dacă încercați să turnați pe voi să fusiți 5-10 pufuri. Deci 2-3 pufuri sunt ultra suficiente, vă va face să vă simțiți foarte, foarte feminine. Pe locul 8... un parfum de la Robert Piguet care se numește Gardenia și care mi-a trecut prin colecție acum ceva timp cu un decant și care se află pe o listă a dorințelor mele parfumate pentru primăvară, nu neapărat pentru asta, dar dacă dau de o stilă l-aș vrea din nou. Este un parfum foarte verde care vorbește despre o gardenie combinată cu foarte, foarte mult crin. Așadar, este o gardenie verde, ușor aromatică, foarte deosebită și foarte, foarte frumos realizată, așa cum sunt parfumurile Robert Piguet, care mie îmi plac foarte mult. Nu este cel mai monstruos parfum ca siaj, longevitate și proiecție, însă e foarte bine făcut și a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine atunci când l-am testat, mi-a plăcut extraordinar de mult. Vă recomand să îl testați, e superb. Pe locul 7, un parfum de la Annick Goutal, care se numește Songe. Eu l-am o variantă apă de toaletă în colecție și vreau să vă spun că e foarte intens și interesant. Este un parfum cu un caracter evident tropical, pentru că are în el ingrediente tropicale, gen frangipani, ilang-ilang, puțină tiară. Și cu toate astea nu este un parfum înghesuit. Știți cum sunt parfumurile acelea cu multă tiară? Simți că-ți iau aerul. Acesta nu este așa, este destul de aerisit, cu ingrediente foarte, foarte naturale date. Un siaj și o persistență foarte bună pentru parfumurile casei Annick Goutal, care sunt renumite prin faptul că nu prea persistă și nu prea radiază, însă asta este o excepție cumva. Dacă vă plac parfumurile tropicale, dar vreți ceva echilibrat, apos, frumos și nenecăcios, acesta este unul din cele mai frumoase de la Annick Goutal. Vi-l recomand cu mare, mare drag. Pe locul 6, un parfum de la Penheligon's care se numește Elenicia, care se găsește în colecția mea, pe care îl iubesc foarte mult și este un melanj
floral foarte bogat și luminos, foarte intens, dar nu dă nici spre vintage, nici spre pudrat, e pur și simplu un floral, un buchet imens de flori luminoase și destul de gure și de înțepătoare și care își fac simțită prezența, parfumul fiind un floral așa cum pe Heligos ne obișnuiește, foarte bine realizat, cu ingrediente foarte bune și vi-l recomand foarte mult pentru că și prețul lui este undeva foarte decent online și cred că dacă vă plac floralele luminoase o să fie o surpriză plăcută pentru voi. Are așa un amestec de gardenie, tuberoză, iasomie, violetă, dar toate în cantități cumva egale, astfel încât parfumul e foarte omogen cumva, foarte bine echilibrat, dar gureș, intens, luminos, foarte, foarte fain și potrivit pentru primăvara. Pe locul 5, un parfum de la Rancé. Casa asta îmi place foarte mult, se numește Rose de Rose. Parfumul se găsește în colecția mea și îl iubesc foarte, foarte mult pentru că este exact pe genul meu de parfum floral, adică floral pudrat. Puțin în stilul lui Teint de Neige, dar cu foarte mult trandafir, nu atât de bogat și pudrat ca acela, nu are atât de mult mosc și nici note pudrate atât de evidente. Acesta are un trandafir mai proeminent, scăldat în ilang și un pic de santal, deci îi dă așa o cremozitate pufoasă cumva. Și un pic aromatizat cu vanilie, dar nu este un parfum dulce, este pudrat, dulceag, cu un trandafir foarte feminin, gingaș și perfect pentru primele raze de soare ale primăverii. Dacă nu-l știți, e musai de testat. Eu îl ador pur și simplu. Pe locul 4, un parfum de la Frederic Malle, care se numește En Passant și care este unul din preferatele mele de la această casă, pentru că prezintă o notă foarte realistică de liliac, dar un liliac verde, un liliac apos, aerisit, nu cremos, ci un liliac cu castravete, zic ei. Nu se simte o notă de castravete ca în bucătărie, dar are o notă apoasă evidentă, verde apoasă, iar parfumul de Frederic Malle au o calitate absolut ireproșabilă. Bine, și prețul este pe măsură, dar uneori mai trebuie să ne și răsfățăm, măcar cu un decanțel de 10 ml, credeți-mă că vă veți simți răsfățate dacă folosiți un decant, nu musai o sticlă întreagă, pentru că parfumul este scump. Însă, ingredientele sunt de o rară calitate și tot ce este scos de această casă, Frederic Malle, este pe gustul meu. Pentru calitate garantez, ar trebui să dați un nas acestui parfum dacă vă plac parfumurile cu liliac. Un liliac extraordinar de bine redat, fără nici urmă de iz chimic. Pe locul 3, un parfum de la Serge Lutens care se numește Bas de Soie. Da, Serge Lutens face pentru mine unele din cele mai frumoase parfumuri, iar floralele lor sunt atât de frumoase și de ușor de purtat, dar atât de frumos realizate și atât de complexe, încât nu o să regretați dacă le încercați. Acesta prezintă una din cele mai frumoase note de zambilă, pentru că zambila e mai pretențioasă puțin atunci când e folosită în parfumerie. Ați văzut că dă un miros așa chimic, înțepător, prea verde, ca și cum te zgârie pe gât și pe nas și nici mie nu-mi plac cele cu zambilă. Toate dau un vintage sau un produs de curățat baia și nu-mi plac. Dar acest Bas de Soie este o zambilă cu un picuț de iris, un picuț de galbanum și scăldată bine în mosc. Așadar, este un fel de soliflor, dar foarte, foarte închegat, foarte bun. Nota de galbanum îi dă așa un caracter ușor serios și foarte elegant, dar nu dă deloc spre vintage. Nota de mosc îl face pufos și bogat și nota de iris îi dă un picuț de notă pudrată, dar parfumul nu este unul pudrat, este floral intens, dar foarte, foarte frumos echilibrat. Unul cele mai frumoase florale de la Serge Lutens, dacă nu îl știți, puneți mâna neapărat pe o mostră, e absolut superb. Locul 2, un parfum de la Illuminum, care se numește Trumpet Flower. Este un parfum pe care îl iubesc foarte mult de la această casă. Este un floral alb foarte intens care prezintă o notă de datura. Oricum, un parfum alb, bogat, intens, domnesc, dar fără a fi vintage. Mai regăsim și note de iasomie, ceva chimion, dacă care nu se simte foarte tare, nu vă gândiți că este condimentat, că nu este, strict pune în valoare
mirosul notei acelea de datura. Are și un pic de miere, dar parfumul nu devine nici miros, nici viscos, nici oriental. Mierea doar îmbogățește această floare. Și cred că și mosc are un pic. Ideea este că este un fel de soliflor cu datura, ar zice, dar era așa, așa cum a fost făcut cel dinainte cu zambile, așa este acesta făcut cu datura, foarte frumos realizat, extraordinar de complex, de bine făcut, știți, ingredientele Casei Luminum, v-am tot povestit despre ele, eu le ador pur și simplu, le-aș mânca pe pâine parfumurile lor. Și ăsta este de neratat dacă vă plac floralele albe intense, dar trebuie să fiți pregătiți pentru ele pentru că este intens și frumos. Nu are nimic animalic, indolic, nimic nasol, așadar ar trebui să fie pe placul celor care iubesc floralele. Locul întâi, un parfum de la casa Tower Perfumes, care se numește Carillon Pour un Ange, care se află și el în colecția mea și pe care îl ador pur și simplu, drept urmare, ocupă locul întâi astăzi. Este un parfum foarte complex, floral și ușor lichenos, chiar prezintă notă de lichen. Știți că această notă lichenoasă, pământoasă, este cumva un fel de semnătură a casei Tower. Se găsește cam în toate parfumurile lor, fie că sunt florale sau mai orientale sau mai lemnoase sau cu tămâi sau cu ce-or fi. Întotdeauna veți găsi acel iz pământos reavă în parfumurile lor. Mie mi se pare că dă atât de bine pentru că lichenul nu duce nici cum într-o zonă vintage, ci așa îl face să fie foarte interesant și să-ți ridice fior pe șina spinării, cel puțin mie reușește să-mi ridice. De altfel, parfumul este un melanj floral care conține note predominante de lăcrimioare și liliac. Are multe alte note, dar acestea sunt predominante, învăluite într-un lichen foarte răcoros, superb, o calitate a ingredientelor excepționale, un adevărat parfum de nișă, un adevărat artist este cel care le creează, Andy Tower. Îmi plac toate creațiile lor și deși se găsesc mai greu în România, se pot găsi pe site-ul în străinătate, însă nu sunt atât de populare precum alte parfumuri. Mie îmi pare bine că nu sunt atât de populare pentru că mă pot bucura eu mai mult în liniște de el și știu că va fi iubit doar de cei care vor avea aceleași gusturi ca ale mele. Dragii mei, atât cu parfumurile de primăvară de nișă de astăzi. Sper că vă veți regăsi în alegerile mele, aștept părerea voastră în comentarii, care sunt preferatele voastre de nișă. Dacă cumva le știți pe acestea, vreau să văd părerea voastră. Dacă nu, aștept cu mare drag propunerile voastre în comentarii. Sper că v-a ajutat clipul meu și v-a inspirat. Până data viitoare când ne vom reîntâlni, vă pup cu drag. Pa, pa!